Cred că, până la urmă, și ziua asta națională, Brâncuș, parcă sună cumva, nu știu. Cred că nu trebuie să avem zile naționale Brâncuș, ci trebuie să-l cinstim pe Brâncuș în fiecare zi. Vă spun pentru că, într-un fel, trăiesc acest lucru zilnic, parcurgând traseul dintre masa tăcerii și coloana fără sfârșit. Zeci de tablouri au fost prezentate aseară în cadrul unui eveniment intitulat 142 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș. Artiștii târgujeni au expus la galeriile de artă. Oameni de cultură au luat parte la acest eveniment. Este vorba de o expoziție intitulată 142 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuș. Deci este o expoziție aniversară la un număr de ani important de când sculptorul Constantin Brâncuș s-a născut pe meleagurile acestea gorjene, iar noi ca artiști contemporani, iată că facem această expoziție în memoria artistului născut la Hobița acum 142 de ani. Expun aproximativ 20 de artiști plastici, membri ai filiei Târgu Jiu AOAP din România, lucrări de pictură, grafică, sculptură, arte decorative. Artiștii au vrut să aducă în fața cetățenilor o parte din istoria și cultura județului. În primul rând, lucrarea se numește Grădina Publică, așa se numea parcul local. În anii 60, 70, până prin 80, s-a numit Grădina Publică. Era întreținut de un grădinar neamț și arăta foarte bine. Întregul ansamblu, domnișoara, e o prietenă de-a mea, Lili, balerină, care m-a impresionat pe vremea când, de vreo 2 ani, 3, lucrarea. La eveniment au luat parte zeci de artiști, oameni de cultură, dar și vizitatori. La final a rulat un film documentar despre arta vizuală și a fost lansată revista Confesiuni.